Gheorghe Pecingină, candidatul PPD de la primăria municipiului Târgu Jiu l-a premiat ieri pe Alin Dănescu, sportiv care a câștigat zilele trecute locul întâi și titlul de campion național la campionatul național de Unifight de la Strehaia. Pecingină este de altfel unul dintre antrenorii sportivului. Alin Dănescu a precizat că meciul a fost ușor și speră că va ajunge campion mondial. Cum a fost meciul? Meciul a fost destul de interesant pentru că nu mă așteptam să fie așa de ușor și așa de frumos. A fost chiar o distracție frumoasă și îmi doresc pe viitor să ajung cât mai sus. Să devin un mare sportiv și să devin campion mondial la categoria mea de vârstă și la categoria mea de aia. Acelea speranțe le are și antrenorul lui Dănescu, Nelu Popescu, mărturisind că sportivul este unul cu mare potențial, însă depinde numai de el cum îl va valorifica. Ce sperați pentru acest sportiv pe care îl pregătiți? Vreau să se mențină pe podium, vreau să devină cel mai mare campion al țării noastre, cu cazul că a câștigat acum locul întâi pe țară la Unifight, la categoria de 84 de kg, la vârsta de 21 de ani, iar pe viitor totul depinde numai de el. Mândru de sportiv este și Gheorghe Pecingină, care îl susține în continuare și este convins că în scurt timp întreg orașul se va mândri cu Alin Dănescu. L-am premiat pe acest sportiv pe care tocmai l-ați filmat. Întâmplător sau nu, sunt și unul dintre antrenorii lui. Sunt mândru de el și în curând va fi și Târgu Jiu mândru. Va fi unul dintre campionii promovați de altfel de toată televiziunea. Se știe că acest tip de sport a început să prindă din ce în ce mai mult la nivel național și internațional, nu mai e nevoie. Cu toții știm marile gale care se țin în Japonia. Pasionat de sport, Gheorghe Pecingină nu s-a putut abține în fața sacului de box și a făcut o demonstrație de forță, boxând fără mănuși.